Bun venit la întâlnirea cu noi românii. Săptămâna trecută vă spuneam că vă vom prezenta astăzi un reportaj de la Gala Asociației Inginerilor Români din Canada, AREC. Iată reportajul cu pricina. Vizionare plăcută! So, ladies and gentlemen, welcome to the AREC Gala. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Gala AREC. It's a great privilege for me to have the opportunity given this milestone to address our members, supporters, partners and sponsors and to thank you all on behalf of the AREC team. Thank you for the continuous patronage and your support in making the association a great success during these years. We hope for bigger and better things for the years to come. What do we do? 4 to 6 seminars every year on various topics. The PO licensing seminar is a constant, both in Toronto and Kitchener. We do employer visits and presentations on various technical or professional development topics. Our social events are well known in the community. Hundreds of guests participate every year at our cruises, picnics, or to the galas. Other services for our members include networking opportunities, career advice and referrals, access to job postings, mentoring services, and last but not least, great discounted rates, insurance rates, thanks to Economical Select. A commonly known phrase says, what you know is important, who you know is even more important. Do you agree with this? Furthermore, a more appropriate phrase would be, it isn't who you know, but who knows you and knows what you know. Networking is one of those activities that is always important, but only urgent when it's too late. We all share the success of Romanians at math, science, sport, competitions. And we are all proud of the fact that these kids are making Romania known in the world. As an association of Romanian community, within the Romanian community, we want to celebrate and support the new talent in our community every time we find out about it. As most of you know, AREC introduced at last year's gala a new chapter to our program. The Lifetime Engineering Achievement Award in order to recognize Romanian-born and trained engineers who dedicated their lives to the engineering field for the progress in manufacturing, science and technology and to make Romanian engineering well known around the world. Hey, monsieur.
Fiorel Rusu, din pasiune pentru oameni, agentul tău imobiliar în Toronto și GTA. Sună și întreabă tot ce-ți dorește casa. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar mie, odată cu vârsta, mi se îngroașă doza de cinism. Probabil de la cei 30 și ceva de ani petrecuți în comunism și sigur de la cei 20 în capitalism. Ca un duș scoțian care te călește în cinism. Și dacă sursa numărul 1 a cinismului e situată în anii de comunism, să vorbim o țărică de comunism. În urmă cu 2-3 ani, o doamnă dintr-o țară și fostă comunistă, că acum nu mai există în forma de atunci, m-a contactat în a o susține la un proiect a unui monument în memoria victimelor comunismului. Primul reflex a fost să ajut cât pot. Al doilea și ulterioarele reflexe au fost să nu. Asta datorită treptatului cinism ce se instala pe măsură ce trecea timpul. M-am scuzat și m-am sustras de la a pune umărul la acel proiect din motive senzitiv istorice. 40 și ceva de ani, bunicii și părinții noștri au așteptat salvarea să vină de la Occident și să scuture ciuma roșie. N-a venit nimeni, nu ne-a băgat nimeni în seamă, eram parte dintr-un târg făcut între marile puteri. Nici SUA, nici Franța, nici Anglia nu au socotit că e necesară răsturnarea dictatorilor și a dictaturilor comuniste. Au făcut-o însă după o jumătate de secol și ceva, eliberând popoarele încătușate din incandescentul Orient, mai mult sau mai puțin mijlociu. Ce contează că, în urma eliberării, haosul s-a instalat? Astea sunt detalii minore pe care aliații le vor rezolva cumva când vor avea și soluții, că deocamdată, ba. Revenind la comunism, așa cum cehii au avut un erou care s-a autoincendiat drept protest la invazia sovietică, anume Jan Palach, așa și noi românii avem un erou mort în aceeași ipostază. În martie 1989, Liviu Babeș a dat foc pe o pârtie de schi de la Poiana Brașov în semn de protest față de regimul ceaușist. Unul dintre martorii tragediei care chiar a încercat să-l salveze pe Liviu Babeș a fost scoțianul Douglas Wallace, pe atunci turist în România. Zilele trecute, scoțianul a fost la Consulatul României din Toronto, unde i s-au înmânat mai multe diplome din partea asociațiilor de revoluționari din România, pentru că a dus mai departe în presa din Occident știrea morții lui Liviu Babeș. Doamnelor și domnilor, este o deosebită onoare și plăcere să-l avem în rândurile noastre pe domnul Douglas Wallace, cel care acum 26 de ani, turist fiind în România, pe 2 martie 1989 a asistat la autoincendierea în semn de protest a domnului Liviu Babeș, un talentat artist plastic și un dizident autentic, care în semn de protest față de regimul comunist s-a autoincendiat pe pârtia de schi de la Poiana Brașov. Domnul Wallace a asistat la acest tragic eveniment și a dus mai departe în lumea occidentală vestea protestului lui Liviu Babeș. Pentru toate acestea, asociațiile de revoluționari din Brașov și din Timișoara și primăria municipiului Brașov i-au acordat câteva diplome de merit și o plachetă în semn de prețuire pentru acest gest. Și ne face o deosebită plăcere și o onoare în același timp să îi mânăm oficial la Consulatul General al României la Toronto aceste diplome. Thank you. If you like to say few words for the Romanian viewers. As I say, back when it happened in 89, I was on skiing holiday. I witnessed something that you don't really want to see, but I was more, there was myself and other people that tried to put the fire out, several other people who worked there. I more or less took on the mission. I was just a messenger just to get this man's message out. And as far as, you know, I did my best once I got back to the UK. And I guess it did play a small part. All I did was play a small part in what happened. And that's about it, you know. I was fortunate enough to meet his wife and his daughter in 2014, and we became friends, and
As I said, I've never thought I would have a connection with Romania, but here it is. Thank you. Iată ce veți putea urmări în emisiunile viitoare, un reportaj de la o lansare de carte a scriitoarei Veronica Lerner, Oameni pe care i-am cunoscut, așa se numește cartea, și un alt reportaj de la o expoziție de fotografie a artistului Florin Zanfirescu.
Era acolo o fată frumoasă, Helga. O iubeam foarte mult. Dar ca un laș, am părăsit-o. Ce ai făcut toți anii ăștia? Cât am fost mort? Da, vă amintiți de tata? Și amintește de tata? Nu o să-ți mai amintești decât de copilărie. Sau poate de adolescență. Thank you.